Bună dimineața! Suntem cu Mădălin și cu Arsene, împreună la Dunăre Edu. Voi sunteți voluntari în cadrul unei tabere, știu că o organizați. Poți să ne spui mai multe, Mădălin? Da, tabera se numește Fortress 2015. Este organizată împreună cu o organizație din Suedia, Active Songwriting Friendship and Peace, care combate tutunul, consumul de alcool și drogurile. Această tabără va avea loc la Bran, în data de 2-8 august. Uh-huh. Sunt responsabili cu tot ce înseamnă participanți, workshop-uri și toate chestiile. Am încercat aici la Dunăre Edu să creăm o echipă care să facă posibil această tabără. Cei din Suedia ne-au acordat încrederea necesară ca să facă România anul acesta tabără Fortress. Uh-huh. Este de asemenea o ocazie să ne promovăm, în primul rând, organizația, orașul și, de ce nu, țara. Uh-huh. Deja avem foarte mulți participanți. Cât? 78 la număr. Uh-huh. Până în acest moment. Din câte țări? Din 25 de țări. Uh-huh. Ne așteptăm până la începerea taberei la 150 de participanți din peste 25 de țări, sper, europene. Uh-huh. Este un proiect foarte mare pentru Dunăre Edu, mai ales că este organizat de o echipă tânără de adolescenți care nu au experiență în acest domeniu, dar am acceptat provocarea și sperăm că o să o ducem până la capăt cu succes. Arsene, spune-ne cum ați ajuns să lucrezi cu Activ. Suntem în parteneriat de foarte mult timp cu Activul. Am mai avut proiecte, am participat chiar anul acesta la un proiect în Berlin despre drepturile omului, Human Rights Generation, care va continua în Summer Camp și după terminarea acestea vom merge la Bruxelles Belgia, pentru a treia parte a proiectului. Da. Pentru a prezenta toate interviurile și tot ce am lucrat până acum. Știu că există un program separat pentru drepturile omului în cadrul taberei. Poți să ne spui mai multe? Vor fi prezenți câțiva coordonatori din proiectul trecut. Da. Kristaps cu Cristina și ceilalți. Damien. Uh-huh. Ei se vor ocupa în mare parte de workshop-uri. Noi vom susține, vom încerca pe cât de mult putem să se ajutăm. Uh-huh. Și am un program separat de ceilalți. Da. Tabără. Da. Și programul normal al taberei, în ce constă? Aici sportive, aici ar trebui să intervină Mădălin. Deci știu mai multe despre program. În principal, ne-au dat un program pe care îl urmăm cu strictețe. Este vorba de workshop-uri constând în combaterea și discuții despre alcool, droguri la nivel european, în fiecare țară. Vom avea în fiecare seară interculturală, vom prezenta fiecare țări. Desigur, Dunăre Edu va avea o prezentare a organizației. România vom avea un filmuleț care va prezenta România, inclusiv Branul. Despre Human Rights Generation va fi în același timp cu tabăra, vor avea altfel de program. Uh-huh. Acest proiect este vorba despre drepturile omului. Și în tabără, desigur, vom avea și activități sportive, va fi și distracții, nu numai workshop-uri. Uh-huh. Dar sperăm că străinii vor fi încântați de România, de Bran, în primul rând, de Castelul Dracula, toți vor să-l vadă. Și poți să ne spui mai multe despre dezbaterea din 6 august? Dezbaterea din 6 august este vorba de aniversarea 25 de ani de Activ, care suntem onorați să avem în România. Uh-huh. Vor veni reprezentanți de la Forumul Tinerilor din România, de la autorități locale, exact, mulțumesc. De la ei vor veni, va vorbi Cristina, care este șefa Activ, Maia, secretar general. Uh-huh. Despre un film, din câte știu eu. Este vorba de un film din 25 de ani de Activ, ce au făcut în acești 25 de ani. Și de asemenea au o petrecere de aniversare cu un tort la sfârșit. Care este surpriza. Este surpriza, da? Acum nu o să prea mai fie surpriza, dar... Da. Care sperăm că va ieși cum trebuie și la sfârșit vom avea un mic concert. Mm-hmm. Știu că avem foarte mulți voluntari talentați. Da. Ce vor face ei în cadrul taberei? Sigur vor cânta, cu siguranță vor cânta la chitări. Încerc să am instrumentele necesare în tabără. Mm-hmm. Și să arătăm că și Dunăre Edu are talent.
Bine. Păi cam asta a fost. Mulțumesc.